Iată, ne aflăm la Cluj, admirăm Someșul Mic, care este destul de învolburat în față, dincolo de Someșul Mic. Vedem Parcul Cetățuia, aici unde sunt zone mai verzi există Alea Scărilor, după care găsim Monumentul Eroilor Neamului. Ceva mai în față există Turnul Parașutiștilor. În zona aia, cu luminița aia verde, există o zonă de belvedere cu ceva bănci unde să poți să stai. Există și o cruce acolo, se vede bine de aici. Someșul e destul de învolburat, are apă destulă, în fine. Vara mai scade puțin, suntem în aprilie acum și se vede bine. Deci, Parcul Cetățuia îl vedem în față. Vizibilitatea nu e chiar foarte bună pentru că deja s-a lăsat întunericul. Traficul este destul de intens aici, este zgomot. Sunt multe avioane la Cluj care traversează spațiul aerian destul de aproape de oraș pentru că aeroportul este destul de aproape de oraș și asta este un oarecare disconfort. Aici avem această clădire cu arhitectură deosebită. Și Someșul Mic învolburat aici.